Anul care tocmai s-a încheiat a fost unul în care pandemia a tăiat aripi și a îngreunat viața tuturor. Tot mai mulți oameni au ajuns să se confrunte cu forme severe de anxietate, depresie sau alte boli psihice. Pentru 2022, specialiștii ne recomandă să plecăm la drum cu obiective bine stabilite. Ce-ar fi dacă în noaptea dintre ani nu ne-am pune nicio dorință? Am avea doar obiective. Diferența este simplă. Obiectivele stau în puterea noastră, sunt realiste și vin la pachet cu reușita. Și să încercăm să ne stabilim în primul rând la sfârșit de an ce s-a întâmplat sau ce a reprezentat pentru noi 2021. Înainte să stabilim ce vom face în 2022, ar fi bine să ne dăm seama unde vrem să ajungem în acel an. E bine să-ți împarți drumul în bucățele mai mici, să ai câte ceva de făcut în fiecare zi. Legați obiectivele pe 2022 de anumite modificări psihologice, pentru că vom avea nevoie de toate resursele motivaționale. Ar fi un prim pas să-mi imaginez cum sunt eu mai slab, cum sunt eu în niște haine în care îmi stă bine sau cum sunt eu mai sănătos, cum mă bucur de aceste lucruri și apoi să-mi imaginez, ok, cum dau greș la cură. Dacă gândim smart, totul este posibil. Și dacă pandemia ne-a schimbat planurile profesionale, specialiștii spun că soluția este tot la noi. Ar fi necesar să ne obișnuim cu ideea că cel mai probabil în următorii ani vom lucra în această variantă mixtă. Iar cu munca de la distanță câștigă tot mai mult teren, specialiștii ne recomandă să încercăm să rămânem conectați și cu mediul real și să ne apropiem de colegi prin întâlniri.